Bună seara! Bună seara! Bună seara! Ne întâlnim astăzi la o nouă ediție, să-i spunem așa, la o nouă seară a Cafenelei Civice. Și știți deja, dar face plăcere să repet, este un program subvenționat de Ambasada Statelor Unite de la București. Astăzi, dezbaterea va fi despre securitatea europeană între autonomie strategică și o nouă viziune pentru NATO. O temă foarte actuală, bine, toate a fost actuală, și în același timp complicată. Octavian Manea o va modera, așa că, Octavian, ai cuvântul. Vă mulțumesc. Doream să reamintesc celor prezenți că această dezbatere face parte dintr-un program sprijinit de Ambasada Statelor Unite și este găzduit de Grupul pentru Dialog Social. Tocmai l-ați ascultat pe domnul Andrei Cornea, președintele Grupului pentru Dialog Social, și totodată de Revista 22. Iarăși, pentru cei prezenți, pentru prima dată la Cafeneaua Civică. Aceasta este a cincea cafea civică, să o numim așa, iar pentru cei care doresc să revadă toate dezbaterile de până acum, sunt înregistrate, se găsesc pe site-ul Cafeneaua Civică și sunt extrem de interesante, de la politica răsăriteană a României, la mișcările iliberale și antidotul împotriva lor, la propagandă și fake news. Deci o sumedenie de teme interesante pe care vă invităm, studenților interesați, să le vizioneze. Vă mulțumesc pentru prezența din această seară. Mulțumim în primul rând studenților. Înțeleg că sunt foarte mulți înscriși de la ASE și de la SNSPA în această seară cu noi. Aș face o scurtă introducere înainte de a-i prezenta pe vorbitorii principali. Eu am să încerc doar o mică trecere în revistă a temei mari. Ne propunem să mergem alături de invitații noștri, Ștefan Popescu și Eugenia Gușilov, să mergem un pic dincolo de headline-urile zilei, ale săptămânii, de dimensiunile și evoluțiile tactice, să zicem așa, de pe frontul din Ucraina, și să ne uităm la consecințele sistemice pe care războiul din Ucraina și agresiunea împotriva Ucraina le generează pentru securitatea europeană. Presa internațională, dar și cancelariile occidentale numesc acest moment al agresiunii ruse împotriva Ucrainei ca un veritabil cutremur geopolitic. Este un veritabil echivalent al momentului 11 septembrie pentru Europa. Pe scurt, intrăm într-o nouă paradigmă. Anii 2020 nu au nimic de a face cu lumea sfârșitului istoriei și iluziile lumii unipolare de după războiul rece. Dimpotrivă, asistăm mai degrabă la un revers, la revenirea istoriei și la revenirea competiției geopolitice dintre marile puteri. Este o realitate care obligă deopotrivă Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană să se ajusteze la realitățile structurale ale unei noi lumi. O lume care seamănă mai degrabă cu războiul rece. Desigur, este un război rece 2.0. Tușele deja sunt evidente. Vedem apărarea teritorială și apărarea colectivă, inclusiv cu accentele pe apărarea frontierelor geopolitice, revenind în prim plan. Totodată, pentru Occident și lumea liberă, războiul din Ucraina capătă învergura unui război proxy, aș spune. Este un test existențial pentru un anume tip de ordine internațională. Ori în această interpretare, Occidentul, Vestul, Statele Unite redevin, inclusiv în relație cu Ucraina, un arsenal al democrației, un susținător al lumii libere și al celor, a cauzelor lumii libere care se opun tendințelor hegemonice și instinctelor imperiale.
Este deodată și o bătălie sistemică pe termen lung între autocrații și democrații. Aceasta este interpretarea de fond pe care administrația Joe Biden și Casa Albă în actuala conjunctură o împinge în societatea internațională. Aici este logica fundamentală și a discursului pe care Joe Biden l-a susținut cu câteva săptămâni în urmă la Varșovia, în inima Europei Centrale. Nu în ultimul rând, vorbim și de o lume a simultaneității strategice. Dacă ne uităm la orizontul geopolitic, se întrevede o, să o numim așa, un fel de axă de antantă, Beijing-Moscova, care în ciuda diferențelor au un lucru fundamental în comun. O revoltă împotriva unei ordini internaționale după chipul și asemănarea Occidentului. Un ultim lucru aș vrea să mai punctez. Semnele schimbării și a nevoii de o nouă paradigmă, inclusiv de securitate, sunt peste tot în jurul nostru. Aș vrea doar să vă reamintesc de discursul lui Olaf Scholz de acum câteva săptămâni din Parlamentul German, unde vorbea de Zeitenwende, de schimbarea vremurilor. Ori în acel moment el a anunțat o politică externă și o agendă de politică externă și de apărare pe care mulți nu s-au suit să o numească revoluționară. Multe elemente care până atunci erau tabu au fost îmbrățișate peste noapte de Germania. Cu certitudine, schimbarea este dificilă. Va lua timp. Și totul în condițiile unui climat politic dificil. Este o coaliție de guvernare cu agende diferite și foarte greu de armonizat. Dar aș mai arăta un element de noutate, de schimbare fundamentală. Suedia și Finlanda sunt tot mai aproape de a intra sub umbrela de securitate a Alianței Nord-Atlantice. Toate aceste lucruri erau până anul trecut de neimaginat, de negândit. Ce înseamnă această nouă lume, aceste noi coordonate pentru Alianța Nord-Atlantică? Ei bine, NATO este în plin proces de regândire a agendei strategice, de adoptarea unui nou concept strategic în câteva luni. Ne aflăm, de fapt, în plină renegociere a acestuia. Aș vrea doar să reamintesc că ideea de concept strategic, de viziune strategică, care de obicei are un orizont de timp de 10 ani, vine într-un moment de fiecare dată cu adevărat cheie. De exemplu, în 1999, în plin război împotriva Serbiei și a fost Iugoslavii pentru oprirea masacrelor etnice din Kosovo. Cel de-al doilea, care este și cel în exercițiu, vine în 2010, în plină lume, post 9/11, cu un moment în care Alianța se adapta la campaniile de luptă împotriva terorismului și a intervențiilor din Irak și Afganistan. Ori acum intrăm într-un alt ciclu geopolitic, într-un alt tip de lume, unde războiul de mare intensitate și chiar războiul dintre marile puteri redevine o posibilitate. Ori acest lucru înseamnă o logică fundamental diferită la nivel de conceptualizarea securității, de investiții în apărare, de regândirea posturii de descurajare și de distribuția forțelor la frontierele geopolitice. Acestea au fost câteva dintre punctele pe care am vrut să le menționez în deschidere. Acum aș dori să-i invit pe cei doi vorbitori, Ștefan Popescu și Eugenia Goșilov. L-aș invita mai întâi pe Ștefan Popescu pentru a face un tur de orizont din perspectiva Uniunii Europene. Uniunea Europeană tocmai a adoptat propriul concept strategic, să numim așa, busola strategică. Și l-aș invita să discute un pic percepțiile care se desprind din acest document cu accent
pe războiul din Ucraina și consecințele acestuia reflectate în acest document, dar și percepțiile, mindset-ul elitelor din binomul germano-francez, care este esențial pentru filozofia de securitate a Uniunii Europene. Ștefan Popescu este doctor în istoria relațiilor internaționale cu un doctorat la Universitatea Paris Sorbona. Este un reputat comentator și analist de politică externă. Are o bogată experiență și în administrația publică. A fost secretar de stat în MAE, consilier al ministrului de externe, consilier al ministrului delegat pentru afaceri europene, dar este și cadru didactic la SNSPA, unde predă cursuri de afaceri europene. Ștefan, ai cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult. Sper că mă auziți. Da, da. Da. Mulțumesc foarte mult, Octavian, pentru prezentare și pentru introducere. Într-adevăr, cum spuneai, în mod cu totul paradoxal, perioada actuală este dificilă pentru orice proces de reflecție privind afacerile europene. Pentru că la Berlin, guvernul Scholz, într-adevăr, a luat anumite decizii foarte importante, dar este încă la început, își caută direcția. Cât despre Franța, celălalt element al motorului european, ea asigură, într-adevăr, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, o președinție care și-a propus să fie foarte ambițioasă tocmai pe chestiuni strategice. Înainte de preluarea acestei președinții la 1 ianuarie, chiar Parisul a spus că dorește să revoluționeze într-un fel chestiunile strategice europene, să le clarifice, să fie un pas important în rafinarea procesului de reflecție cu privire la autonomia strategică europeană. Dar această președinție este spartă, practic, de două tururi de scrutin prezidențiale în luna aprilie. Primul a avut loc pe 10 aprilie, al doilea va avea loc pe 24. Și, bineînțeles, în luna mai, de alte două tururi de scrutin foarte la fel de importante ale alegerilor parlamentare. Criza din Ucraina a impus și ea rezolvarea unor probleme imediate, urgente, economice și, bineînțeles, recursul la aliatul american, recursul la marele aliat, la marele partener strategic, pe care nu de mult atât Parisul, dar și Berlinul căutau să-l convingă să-i lase pe europeni să construiască autonomia strategică sau pilonul european al apărării. Desigur, fără a mai pune în discuție, nici chiar dinspre Paris, umbrela NATO. După ce ani de zile Franța militase pentru o Europa putere, Europe puissance, în 1966, cum știm cu toții, generalul de Gaulle a retras Franța din comandamentul integrat al organizației Tratatului Nord-Atlantic și de atunci Franța a căutat, inclusiv prin dezvoltarea unui complex militar-industrial, dotarea cu armament nuclear, să devină ea mai întâi autonomă din punct de vedere strategic, iar apoi să-i convingă pe ceilalți europeni să construiască o apărare comună europeană care să reprezinte o a treia cale între Statele Unite ale Americii și Uniunea Sovietică și apoi, după prăbușirea Uniunii Sovietice și emergența Chinei, între China și Statele Unite ale Americii. Totuși, deci după atâția ani de zile, revenirea în comandamentul integrat al NATO în noiembrie 2007, decisă de președintele Nicolas Sarkozy, a însemnat o conștientizare că Uniunea Europeană și, bineînțeles, și Franța nu are mijloacele Uniunea Europeană pentru un asemenea obiectiv atât de ambițios, iar această conștientizare, care este foarte importantă, nu a fost pusă în discuție nici de anumite turbulențe care s-au manifestat în ultimii ani. Mă gândesc la relațiile dificile dintre Franța și Turcia,
Atunci, vă aduceți aminte, acum 2 ani de zile, președintele Emmanuel Macron nu se sfia să vorbească despre intrarea NATO în moarte cerebrală, apoi neînțelegerile cu privire la strategia Statelor Unite ale Americii în Indo-Pacific, care considerau că, Parisul considera că nu acordă suficient loc Franței în această strategie și că Statele Unite se concentrează pe aliații anglosaxoni. Iată că umbrela NATO rămâne fundamentală și Parisul conștientizează acest lucru tot mai mult, chiar dacă implicându-se desigur în susținerea tuturor documentelor strategice, atât în ce privește, pentru că un document foarte important a fost cel din iunie anul trecut, în momentul în care președintele Joseph Biden s-a aflat la Bruxelles și s-a adoptat acea declarație comună a NATO în care aliații prezintă o viziune comună, inclusiv cu privire la amenințări. Rusia este menționată, iarăși aici, politica Parisului în anii trecuți căuta să creeze o arhitectură de securitate Europa-Rusia, chiar să folosească în mod tactic cartea rusă pentru a-și întări poziția în cadrul Uniunii Europene și, bineînțeles, China, spațiul cibernetic și, bineînțeles, recunoașterea iarăși a rolului fundamental jucat de Statele Unite ale Americii în securitatea europeană și pentru Franța și Germania. Și, desigur, în definirea busolei strategice europene, care, dincolo, nu mă refer la anumite capacități comune pe care le creează, dar cred că cel mai important lucru al acestui document este asumarea unor cheltuieli pentru a acoperi anumite lacune strategice. Astăzi, conștientizarea faptului că Uniunea Europeană consacră numai 1,5% din produsul său intern brut global apărării, ceea ce înseamnă 200 de miliarde de euro, total insuficient, și bineînțeles necesitatea de a adopta, de a trece la un proces de reflecție, mai bine spus, care să creeze, să pună bazele unei culturi strategice europene. Totuși, există anumite probleme care rămân în mintea elitelor din cercul decident de la Paris, elitele strategice franceze, și în primul rând a faptului că Uniunea Europeană este și ea, la rândul ei, produsul unor echilibre de putere. Decizia Bundestagului de a vota acel plan masiv de înarmare a Germaniei a început deja să stârnească anumite întrebări la Paris, pentru că până acum cuplul franco-german a funcționat pe echilibrul între Germania, principala putere economică, și Franța, principala putere militară și, bineînțeles, diplomatică. Or, acest echilibru, ca urmare și a unei economii mult mai sănătoase, cu o dinamică mult mai importantă a economiei germane, acest echilibru s-a tot diminuat, a devenit tot mai subțire și, bineînțeles, că Franța s-a întors spre organismul militar, spre poziția sa de membru permanent, unicul membru permanent al Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, singura țară care are forțe expediționare importante, și chiar dacă acest proces demarat de Germania se înscrie într-un timp mult mai lung, totuși generează anumite temeri la Paris,
decizia Germaniei, reticențele exprimate de a mai continua, de pildă, programul comun al unui avion de generația 6, SCAF, avionul comun, avionul viitorului, european al viitorului, creează neliniști la Paris cu privire la acest echilibru franco-german. Autonomia strategică europeană trebuie să o vedem, să o percepem și să o punem în contextul nerezolvării încă a problemei ieșirii din Imperiul colonial de către Franța. Spre deosebire de Marea Britanie, care a avut o strategie de ieșire din Imperiu, Franța nu a avut-o. Pentru că Imperiul francez a fost făcut de militari și ea a căutat să găsească tot timpul anumite formule, chiar așa îmi spuneau chiar profesorii acum 20 de ani la Paris, că Uniunea Europeană este pentru noi un multiplicator de putere, un instrument de a compensa pierderea Imperiului. Deci, iată, compensarea pierderii Imperiului încă există, chiar dacă nu mai este formulată așa cum era până acum 20 de ani, nu este totuși atât de departe. Și, bineînțeles, faptul că Franța a păstrat, are un teritoriu transcontinental, a păstrat aceste insulițe în Pacific, acordurile speciale cu statele francofone din Africa, au întreținut în mintea elitelor franceze ideea unui rol global pe care au crezut că îl pot transfera și Europei. Principala problemă pe care o văd și care, bineînțeles, este iarăși o chestiune de lungă durată, este cultura strategică europeană, pentru a găsi un numitor comun, inclusiv în perspectiva noilor amenințări, pentru că, desigur, avem problema raporturilor cu Rusia, care vedem că astăzi este pe primul loc, avem China, dar Europa va trebui să facă față și altor amenințări, fragilitatea statelor din Africa, terorismul care este foarte activ și afectează întreg Sahelul și, bineînțeles, generează sau contribuie la intensificarea fluxurilor migratorii. Deci Uniunea Europeană se află într-un context foarte dificil și este foarte important să își creeze această cultură strategică comună, pentru că altfel Statele Unite ale Americii într-adevăr rămân reperul fundamental, dar nu trebuie să fie găsit și să reprezinte un recurs numai în momentul în care izbucnește câte o criză. Vedeți, în ciuda faptului că anumite țări din Uniunea Europeană, Franța, Germania, Italia, chiar au căutat să devină ceva mai ambițioase, să introducă o notă tot mai europeană, totuși politica lor a fost foarte reactivă. Europenii s-au implicat în Libia, dar și-au dat seama că nu au muniție suficientă, că au nevoie de sprijinul american în materie de culegere de informații, că au nevoie de sprijinul armatei americane, după care recursul la aliatul american a fost foarte puternic în momentul izbucnirii crizei din Ucraina. Iar acest lucru este un simptom al lipsei unei culturi strategice și, bineînțeles, că dacă autonomia strategică nu se mai pune așa cum se punea acum câțiva ani, câteva luni, chiar totuși Europa trebuie să fie capabilă să își asume rolul de aliat, nu numai în al Statelor Unite ale Americii, nu numai în spațiile de proximitate, dar trebuie să fie capabile să răspundă și altor provocări. Vedem, conflictul este mondializat, China reprezintă o provocare foarte, foarte mare, interesele Europei sunt
legate și de zona Asia-Pacific, unde avem aliați, de zonă de care suntem legați de acorduri comerciale. Prin urmare, trebuie să fim în măsură să fim prezenți și în zone ceva mai îndepărtate. Mulțumesc, Ștefan, pentru intervenția ta. Doar un scurt comentariu. Uitându-mă la ambițiile operaționale pe care busola strategică europeană le conține, ele sunt, de fapt, un produs al lumii anilor 90 și al lumii post-9/11. Tipul de campanii de menținere a păcii, de peace enforcement, cum se numesc operațiunile de acolo, par foarte puțin ajustate și adaptate la competiția strategică din lumea de astăzi. Mai mult, țintele operaționale a forțelor care pot fi desfășurate în operațiuni de acest tip sunt extrem, extrem de modeste. În anii 90 se vorbea de 50.000 de militari europeni care puteau fi deplasați în astfel de teatre și în fosta Iugoslavie și în arealele și zonele adiacente, dar acum vorbim de aproape 5.000 de militari, ori în lumea de astăzi e mai nimic. M-aș fi așteptat la mai mult, după un exercițiu de reflecție strategică în care Europa vrea să-și asume inclusiv un proiect de autonomie strategică. Cu 5.000 de militari este cam puțin. Da, și este, Octavian, este și produsul acestei lipse a unei culturi strategice, pentru că avem 27 de entități în Uniunea Europeană, fiecare are viziuni diferite cu privire la spațiul de securitate. Vom vedea și la felul în care această criză din Ucraina va contribui la definirea unui minim comun. Am văzut câteva elemente foarte importante, state care erau foarte departe de spațiul estic, Spania, Portugalia, care trimite avioane în România. Este un început al conștientizării importanței unui spațiu securitar comun al Europei și nu divizat, pentru că până acum erau chiar în concurență, estul față de dimensiunea sudică. Și acest lucru a contat foarte mult și a divizat pe europeni. Se vede o solidaritate transregională. Da, dar totuși trebuie să ne mai gândim și la un aspect, și la ambițiile industriale europene. Pentru că acestea trebuie... Ambițiile industriale europene există și lobby-urile industriale există. Pot să spun, cunoscând bine cazul Franței, faptul că europenii își doresc și ei piețe pentru desfășurarea propriilor produselor proprii. Și mai trebuie spus ceva, autonomia strategică nu trebuie redusă numai la organismul militar. Este ceva mult mai larg. Vorbim și de o autonomie industrială, construirea unei suveranități în care poate acum poate fi extinsă chiar la Occident, pentru că vedem că Statele Unite, dar o să ne spună Gina mai mult, devin un actor fundamental al pieței europene de energie, dar vor fi poate Statele Unite un actor important și pe alte paliere, pentru că noi nu trebuie să separăm. Criza din Ucraina reprezintă un game changer, adică este un fenomen care permite o conștientizare la scară largă. Așa cum a fost și pandemia de COVID-19, care ne-a arătat dependența pe foarte multe paliere de China. Iată, criza din Ucraina ne arată anumite dependențe de Federația Rusă și, bineînțeles, le arată încă ceva europenilor. Ce înseamnă să fie divizați? Mm-hmm.
Mulțumesc foarte mult pentru intervenția ta, Ștefan. Aș vrea, la, înainte să, de a introduce pe Eugenia Gușilov, să-i rog pe studenții prezenți și dacă au întrebări legate de intervenția lui Ștefan sau să se gândească la întrebări legate de intervenția lui Ștefan și să îndrăznească, bineînțeles, să ia cuvântul sau să ridice, să le dezvolte pe chat. O să le citim împreună dacă ei nu îndrăznesc. Gina, Eugenia Gușilov este celălalt invitat al serii. Aș dori să o rog să se uite spre celălalt tip de problemă de securitate, dincolo de autonomia strategică militară. Vorbim de securitate energetică europeană. Ea are o bogată experiență în acest domeniu, pe această nișă. Este fondatoarea primului think tank dedicat energiei din România, Romania Energy Center. Este expertă în politici de energie cu experiență de 17 ani. Înainte de această perioadă de antreprenoriat instituțional, aș zice, a lucrat ca analist în cadrul LIDERE cu un portofoliu analitic centrat pe Rusia, Belarus și Ucraina. Omul potrivit la locul potrivit în această seară. A fost și bursieră Fulbright și are un master în afaceri internaționale la Universitatea Columbia. O scurtă întrebare personală, dar intervenția ei poate merge într-o cu totul altă direcție, desigur. Aș dori să te întreb cum arată la zi fotografia dependențelor energetice ale Europei față de Rusia și ce opțiuni există pentru a înlocui gazul și petrolul rusesc, evitând astfel o finanțare directă a agresiunii ruse în Europa. Sunt multe opinii în piața publică. Unii vorbesc de accelerarea tranziției verzi ca soluție potențială, alții de investiții accelerate în platforme LNG, dar și revenirea nuclearului în mixurile energetice naționale. Dăm cuvântul expertului, desigur. Mulțumesc! Îți mulțumesc, Octavian. Țin să mulțumesc și GDS-ului, Grupului pentru Dialog Social, pentru invitația de a vorbi astăzi în cadrul dezbaterii. Grea întrebare, Octavian, dar aș pleca de la faptul că nu avem un peisaj omogen, unitar, la nivelul țărilor din Uniunea Europeană cu privire la dependența energetică de Rusia. Da? Dacă la nivel de bloc vorbim de o dependență și dependența asta, procentul diferă. Dacă vorbim despre țiței, e un 27%, când vorbim despre gaz natural, la nivel de bloc, vorbim despre 41% grad de dependență, adică importuri care vin din Federația Rusă, când vorbim despre cărbune, 40%. Deci în funcție de tipul de hidrocarbură și gradul de dependență variază. Dacă, în schimb, bine, aspectul pe care dependența este cea mai pronunțată și cea mai dificil de înlocuit cu alternative, da, este gazul natural. Da. Aici fotografia, că mă întrebai despre cum arată fotografia dependenței energetice. Lucrurile stau foarte diferit de la țară la țară. Sunt state care sunt extrem de dependente și printre statele care sunt extrem de dependente de gazul rusesc, da, se numără Germania, Austria, Ungaria, Italia, da? Și sunt și state care consumă ca și volum, da? mult gaz, iar competitivitatea industriei și a economiei germane se bazează tocmai pe gazul rusesc, da, care a fost negociat la un preț foarte avantajos pentru ei. Alte state stau ceva mai bine, adică avem state care nici nu importă gaz, de pe care nu au gazul în mixul energetic național, da? Cipru, da, de pildă, sau Malta, da? Avem state care au fost în trecut extrem de dependente de importurile de hidrocarburi din Rusia, dar care în ultimii 15 ani au făcut eforturi, au făcut demersuri, au aplicat legislația europeană, da? Pentru că Uniunea Europeană în ultimii 10-12 ani a venit cu o serie de pachete legislative a căror menire a fost tocmai crearea unei piețe unice europene, crearea acelor interconectori, gazoducte, care ar crește gradul de solidaritate intra-europeană, tocmai în cazul unui conflict sau în cazul unei întrerupere neașteptate în alimentarea cu gaz natural.
Deci legislația europeană a ajutat și a împins lucrurile înainte și aș spune că astăzi suntem într-o situație infinit mai bună decât, de pildă, dacă n-ar fi existat al treilea pachet al energiei, dacă n-ar fi existat directiva care a promovat energia din surse regenerabile în țările europene. Deci legislația europeană a fost un motor și un aliat foarte important pentru a ne pregăti tocmai pentru momente ca acesta prin care trecem acum, da, cu toții. Cu toate astea, statele s-au mișcat diferit în modul în care au aplicat această legislație europeană. Au fost întârzieri în diferite, în construcția diferitor segmente din această infrastructură. Adică vreau să vă aduc aminte că și gazoductul nostru, da, care leagă de pe de Bulgaria de România, gazoductul Giurgiu Ruse, da, trebuia să fie gata în 2013, l-am finalizat abia în 2016. Și mai ales în partea asta noastră de Europa, Europa de Sud-Est, lucrurile se mișcă cu greu, cu întârziere. Cooperarea regională a fost, să spun, deficitară, da? Chiar dacă suntem state vecine, lucrurile nu se mișcă tot la viteza la care ar putea să se miște. Da? Pe de altă parte avem grupul statelor baltice și aici aș menționa Lituania, aș menționa Estonia, da? Deci state care au fost 100% dependente de Rusia și care prin aplicarea legislației europene, prin modernizarea sectorului energetic, prin investiții făcute cu cap și la timp în infrastructura care să le asigure surse alternative, iată, astăzi sunt în situația în care sunt independente. Da? Lituania a spus că de la 1 aprilie și a încetat să importe gaz din Rusia, deci nu este în situația de dependență, deci și-a asigurat independența. Da? Și Estonia spune că până la sfârșitul anului va fi în această situație. Dar sunt țări care a investit, da, în terminal de import gaze naturale lichefiate, terminal pe care l-a inaugurat în 2014. Polonia, iarăși, un alt stat care a făcut pași concreți în această direcție, da? Și în 2016 a inaugurat un terminal de import gaze naturale lichefiate la Świnoujście. Da? Iarăși, aceeași Polonia, care are un contract de import gaze naturale cu Gazprom, care expiră anul acesta, contractul și care guvernul Poloniei a spus că nu va fi reînnoit, da? Dar Polonia anul ăsta lucrează pentru a finaliza un gazoduct care se numește gazoductul Baltic, care le va permite să acceseze resursele sau depozitele de gaz natural din Marea Nordului, da? Care aparțin Norvegiei. Deci, iată state care au făcut lucruri concrete și unele au ajuns deja la starea de reducerea dependenței spre zero, iar altele vor fi capabile să ajungă în acest punct foarte repede, chiar anul acesta, da? Inclusiv Polonia. Da? Adică, asta despre fotografia în mare. Aș mai aminti un lucru. În studiile pe tema dependenței energetice și studii efectuate în America, încă în anii 80, s-a venit cu această definiție a dependenței energetice și anume o definiție care spune că ești dependent de cineva, da? Pentru o resursă de materie primă, da? În momentul în care importi mai mult de 20% de la un singur furnizor. Da? Deci în momentul în care 20% din ce consumi, da? Depinzi sau cumperi dintr-o singură sursă, în momentul respectiv ești dependent. Da? Păi, pe această definiție, da, suntem dependenți la toate, și la țiței, și la gaz natural, și la cărbune. Deci partea, să spun, bună, dacă putem să vedem o parte bună în toată nenorocirea asta care se întâmplă cu acest conflict care s-a declanșat de o lună și jumătate, este că acest conflict acționează ca un revelator, da? Un revelator și ca un accelerator. Adică unor reforme care poate ar fi fost amânate, ar fi putut fi explicate, ar fi putut fi, încetinite, da? Ele vor fi accelerate, pentru că acum e prioritatea zero, da? Să ne decuplăm economic și să tăiem acest cordon umbilical care nu este un lucru ușor de făcut, este un lucru extrem de dificil în contextul în care depinzi în procentajele pe care tocmai le-am amintit, da? Dar un lucru pe care trebuie ca să-l facem. Problema este că nu putem să-l facem imediat, da? Deci nu poate fi făcut peste noapte, va trebui făcut etapizat, că de asta și vedem pachetele de sancțiuni, pachetele de măsuri și ideea de a implementa aceste măsuri progresiv, da? Deci nu poți să le iei pe toate deodată.
Da, deci am văzut în prima instanță renunțarea la importurile de cărbune din Rusia, da? Deja o măsură care este în vigoare. Probabil că vom vedea anumite restricții și la partea de importuri țiței sau produse rafinate. Deși și aici e o situație aparte, că sunt rafinării care depind anume de amestecul de ural care vine din Rusia, da? Și sunt specializate pe procesarea acestui tip de amestec, inclusiv în România. Da? Sunt rafinării care procesează, rafineria Lukoil care procesează exact amestecul de ural. Da? Avem rafineria OMV-ului de la Brașov care procesează țiței românesc și rafineria Petromidia, da, de la Marea Neagră, Midia Nevodar, care procesează țiței kazah. Deși noi avem, deci, pe partea de țiței o vulnerabilitate, dar această vulnerabilitate diferă în funcție de tipul de combustibil despre care vorbim, diferă în funcție de existența sau nu a unei producții autohtone, deci pe partea de gaz natural, în cazul României în special, această vulnerabilitate este mai redusă, nu inexistentă, dar mai redusă. Da? Și România se află într-o poziție fericită în sensul în care este un stat care chiar are alternative, chiar are instrumente la îndemână și decizii pe care le poate lua în perioada următoare, care pot să reducă semnificativ din această dependență și vulnerabilitate. Da? Poate nu pe întreg spectru, da? Deși țiței și gaz, dar pe gaz cu siguranță. Spuneai, da, care le putem face. Da, aminteai de conflictul din Ucraina ca un fel de trigger pentru anumite reforme sau politici întârziate. Aș reveni un pic la cazul românesc. S-a vorbit mult în ultimii ani de legea offshore și de exploatarea gazelor din Marea Neagră. Astăzi, într-un fel, e momentul potrivit pentru a redeschide acest subiect. Se discută masiv, inclusiv în Parlament, ca inițiativă. De ce s-a ieșuat până acum în acest demers? De ce am așteptat atâta? Avem lecții de învățat? Ești optimistă că de data asta ne-am învățat lecția, dacă se poate spune așa? Păi ar trebui să ne cam învățăm, deși e paradoxal ce s-a întâmplat în acest, pe acest subiect, anume pe acest subiect. De ce? Pentru că România, spre deosebire de alte țări, da, care nu au avut șansa de a fi înzestrată geologic, de a putea efectua descoperiri, da, geologice, explorări și efectiv să pună în exploatare zăcăminte, sunt țări care ar dori, dar nu sunt înzestrate geologic. Noi avem această șansă. S-au făcut aceste descoperiri. Vă readuc aminte, pentru că e foarte important, descoperirea din Marea Neagră a fost efectuată în februarie 2012. Noi suntem în aprilie 2022, deci vorbim despre 10 ani. Atenție, 10 ani care au trecut fără ca să vedem o moleculă de gaz extrasă din respectivele zăcăminte. Da? Este tragic, da? Și vorbește despre o neputință a noastră la nivel de stat, la nivel guvernamental, la nivel instituțional, de a formula, de a articula politici economice, măsuri care să stimuleze investițiile, da? Demonstrează o incapacitate de a purta un dialog cu investitorii care să se concretizeze în investiții care să fie efectuate, în decizii finale de investiție. Da? Cum vă explicați că noi nu suntem în stare de 10 ani să demarăm această producție și sunt țări cum este Egiptul, care a făcut aceeași descoperire cam în aceeași perioadă ca și noi, deci 2012, da, pe final de, cred că era toamnă 2012, zăcământul Zor, da, tot un zăcământ de mare adâncime, ca și la noi, zăcământul Neptun, bine, în Marea Mediterană, și pe care l-au pus în exploatare în 3 ani. Deci în 2015 deja producea gaz natural. De ce Egiptul poate și România nu poate? Da? Asta ar fi întrebarea mea și explicația. Cred că, bun, și în cazul Egiptului, acești 3 ani au fost o perioadă record, pentru că, în mod normal, punerea în exploatare a unui zăcământ durează 5-6 ani. Deci, în mod clasic, cam atât era. 3 ani, într-adevăr, este o perioadă record. Dar pune acest contrast, scoate în evidență și mai mult neputința noastră de a, să spun, de a valorifica economia, geologia, șansa aceasta, deci, adică fereastra de oportunitate pe care am avut-o, dar interesul regional era maxim în perioada 2013-2014 a țărilor vecine, da? Inclusiv de a cumpăra gaz românesc. Da? Gândiți-vă că România ar fi putut să fie furnizor și s-a vorbit foarte mult și eu deja personal urăsc această sintagmă de România furnizor sau pol regional de securitate sau hub energetic, da? Pentru că este rușinos, alte cuvinte nu am, este de-a dreptul rușinos
să ai șansa asta geologică, economică și să fii incapabil să o gestionezi. Adică problema la noi nu este de înzestrare, nu este de ordin geologic, ce este în pământ, este ce e deasupra pământului, above ground. Deci asta e problema de gestiune și de politică economică, de politică energetică. Incapacitatea de a veni cu un cadru de investiții, de a clarifica sistemul de taxare, povara fiscală, de a avea o discuție onestă cu investitorii, nu să le spui pe de o parte că da, vă sprijinim pentru demararea producției și pe de altă parte să vii cu prevederi pe care nu le-ai discutat cu investitorii și să trezesc că este o ordonanță și o lege trecută în Parlament, dar cu investitorii nu s-a discutat. Da? Sigur. Deci sunt probleme care țin de gestiune, țin de competență, țin de accesarea experților, țin de înțelegerea faptului că tu ca și țară ești în competiție pentru capitalul străin, pentru investitorii străini cu alte regiuni ale lumii, da? Pentru că marile companii care au prezență globală fac descoperiri în diferite zone și pot decide la un moment dat că nu are rost să mai pierdă timpul în România până se hotărăște guvernul. Da, ce vrea să facă și, să spun, vor prioritiza investițiile din alte zone și alte proiecte și se vor extrage, da, dintr-o țară care nu știe ce vrea să facă, adică e amețită. Da? Aș vrea să ridic și o întrebare din partea audienței noastre, o întrebare care aparține lui Gabriel Cosmin Pâșă. Care sunt cele mai bune opțiuni pentru țările europene de a înlocui importurile rusești? Și în ce măsură, cumva ai atins această problematică, în ce măsură pot susține resursele din Marea Neagră consumul României, dacă ar fi exploatate? Păi, ca să-l citesc pe Obama, all of the above, adică avem nevoie și de accelerarea tranziției energetice, adică oricum eram pe drumul acesta și asta este politica Uniunii Europene, de a exploata la maxim resursele regenerabile, da? De a instala panouri fotovoltaice, de a construi ferme eoliene, de a exploata potențialul geotermal. România are un fantastic potențial geotermal pe care noi nu-l exploatăm, da? Geotermal care ar putea fi folosit inclusiv în zona de încălzire, da? Pe partea de termoficare și care este subexploatat în România, nici măcar 1%, da? Nu este generat din geotermal. Deci partea de accelerarea tranziției energetice către sursele verzi, da? Cât mai curate. Și aici politica Uniunii Europene este extrem de favorabilă. Ne sprijină, dacă noi cu adevărat vrem ca să mergem pe direcția asta, să îmbrățișăm, toate pânzele sunt sus. Sunt fonduri europene puse la dispoziție, e PNRR-ul care iarăși pune accentul pe economia verde, pe tranziția verde. Deci nu mai să existe dorință și proiecte care să fie depuse în perioada următoare, da? Și cred că ce avem noi ca țintă stabilit în PNIESC, adică Planul Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice al României, da? Care este documentul de planificare politică a energiei și pentru energie și mediu până în 2030. Acolo avem ca țintă instalarea 6,9 gigawatts de capacități noi pe energie verde, da? Adică eolian solar principal. Cred că putem depăși această țintă, da? Și în contextul a ce se întâmplă acum cu Ucraina și de unde pot să vină soluțiile, cred că una dintre soluții ar fi chiar să această țintă să fie depășită. Pe de o parte, partea de eficiență energetică, și aici avem lucruri pe care le putem face. Le-am făcut deja, pentru că să știți că altfel s-ar fi resimțit criza aceasta a prețurilor prin care trecem cu toții și la, bine, electricitate și la gaze naturale, mai ales din toamnă, da? Fără înveloparea termică a blocurilor în România, da? Pentru că s-a investit și s-au luat aceste măsuri care protejează portofelul fiecăruia dintre noi astăzi, da? Inclusiv lunile astea, de impactul care ar fi fost mult mai mare, ar fi fost devastator, da? Dacă, de pildă, nu existau programele de învelopare termică a clădirilor. Da? Deci lucruri care s-au făcut, dar care trebuie să continuăm să le facem, da? Adică să accelerăm, să avem o țintă de renovare termică de cam de 2% a clădirilor pe an și așa mai departe. Spuneai de partea de energie nucleară. Sigur că nucleară ar putea să reprezinte o soluție, dar iarăși, asta va ține de fiecare țară, pentru că politica energetică este națională, totuși, da? În mare parte. Chiar dacă există directive europene care o modelează, o influențează, ea rămâne prerogativa statelor membre și atunci fiecare stat, în funcție de cum arată mixul energetic propriu, va decide
cum poate să diminueze dependența de importurile de hidrocarburi din Rusia. Da? Sunt state care au producție proprie, da? Pe care ar putea ca să o demareze, este cazul României, da? Și sunt state care și dacă ar vrea, nu au. Ce? Pentru că nu dețin rezerve de gaze. Da? Uh-huh. Sau sunt state precum Olanda care deține un zăcământ care este cel mai mare zăcământ de gaze din Europa, zăcământul Groningen, care este în exploatare din anii 60 și cel mai vechi exploatat zăcământ din Europa, dar pe care îl închide, adică îl conservă. Da? Și chiar a accelerat calendarul de închidere a acestui zăcământ, da, pentru că au probleme, adică exploatarea lui a generat cutremure în zonă. Da? Și e decizia autorităților de a-l închide. Văd că energia generează destul de mult interes la întrebările celor prezenți. Domnul Lăzescu vrea să îți adreseze, cred că live, o întrebare. Îl invit. Da, mulțumesc, Octav. Un problemă pe care o văd, e un mic comentariu și după aceea o întrebare. Eu tot aud povestea asta cu regenerabile, care ar fi o soluție cu energia verde și așa mai departe. Problema e că nu-mi dau seama, sigur că e o componentă ideologică aici foarte mult, partidele ecologiste și toate astea au devenit foarte influente și e greu să separ lucrurile. Dar, dincolo de asta, eu mă întreb dacă fie e o lipsă de, mă rog, în felul în care aud că procedează și Uniunea Europeană și administrația Biden, dacă e o lipsă de cultură, să zicem așa, tehnologică sau o înțelegere a acestor fenomene. De ce spun asta? Pentru că, bun, ne, să zicem că ne despărțim sau micșorăm dependența de combustibil fosil pe ideea că ei vin mult din Rusia, eventual din zona Golfului. Dar problema e că dacă încercăm să ducem în partea cealaltă, către energia, să zicem, regenerabilă, panouri solare și vânt, deja aici e o problemă că nu e sustenabilă. S-a văzut, n-a mai bătut vântul în Marea Nordului și a căzut foarte mult energia livrată de centrale, de aceste, mă rog, mori eoliene în Marea Britanie. Dar dincolo de asta, toate au în spate, inclusiv bateriile de care e nevoie și la mașini și ca mod de stocare de la energia aceasta regenerabilă, e nevoie de metale rare. Ca să vă dau un exemplu, în 2019, o agenție guvernamentală americană considera că am 80% din producția, din sursa de metale rare, este controlată de China. China controlează cam o treime din resurse, dar cam 80% din producție. Rusia, la rândul ei, este pe nichel, de exemplu, prețul a explodat, care e un element esențial în producerea de baterii electrice. S-a dublat, practic, tona de nichel până la 100.000, nu mai știu dacă de pound sau de euro. Dar, oricum, practic, ce vreau să spun este că dependența de metale rare e mai gravă și e mai gravă pentru că, într-un fel, nici nu prea mai surse. Rusia, de exemplu, la fel, pe uraniu. Rusia furnizează din plin uraniu pentru centralele nucleare din Statele Unite. Adică, ce vreau eu să spun, că această discuție ar trebui făcută pe altfel, adică nu, ideea, dăm așa impresia că dacă ne ducem către panouri solare și centralele astea eoliene, ne rezolvăm situația. Ca să vă dau un exemplu, deja mari producători de automobile și-au regândit cu totul ambițiile în ceea ce privește automobilele electrice, pentru că la costul actual al bateriilor lucrurile sunt complicate. Posibil să apară și unele soluții de înlocuire, dar ce vreau să spun este că într-un fel sărim dintr-o dependență într-una și mai toxică. Și lucrul ăsta nu se discută deloc. Adică e prezentat așa, un fel de, la nivel oarecum pompieristic, că rezolvăm situația, ne ducem către regenerabile. Asta am vrut să aduc ca problemă în discuție. Vă mulțumesc, domnule Zescu, și să știți că ați punctat extraordinar de bine problema care există și a dependenței, da, și mai ales partea de metale rare. Așa este. Este
Este o dependență care există și care va fi și aceasta foarte greu de rezolvat, pentru că substituirea e dificilă, chiar să zicem prin inovare, prin cercetare, și soluția nu e chiar atât de la îndemână, adică nu e rapidă, nu e în orizontul imediat, pe termen scurt. Reciclarea, iarăși, nu este o soluție, pentru că este extrem de costisitoare. Dar nu avem soluții ideale, nu sunt soluții perfecte. Da? Deci avem în față o serie de decizii care mai de care mai dificilă, ca să spun așa. Da? Sigur că eolianul și solarul nu vor rezolva adică de sine stătător problema, dar sunt parte a soluției posibile de scăderea dependenței, mai ales dacă vin la pachet cu soluții de stocare care pot să funcționeze, pentru că în acest moment această stocare la scară industrială nu există. Da? Dar tocmai de asta Uniunea Europeană a pusat și a oferit finanțări consistente în perioada următoare pe care le putem accesa, tocmai pentru inclusiv proiecte pilot, pentru proiecte pilot de stocare, pentru proiecte de tip eolian, da? Adică ferme. Da, dar ele au nevoie de nichel, de litiu. Acum cu litiu stăm ceva mai bine, cu nichelul stăm prost. Și paladiu și alte lucruri, dar care, să zicem, nu țin neapărat de baterie. Asta e problema, că putem avea soluții de stocare, dar soluțiile astea tot sunt dependente de metale rare. Asta e problema majoră. Așa este. Aș vrea să vă întreb dacă ați auzit până acum în discuția, în dezbaterea publică din România, tema aceasta, metalelor rare. Dacă ați văzut vreo hartă a metalelor rare din România, pentru că avem, da, și resursele minerale, o să aduc acum în discuție un subiect foarte exploziv în societatea românească, de la Roșia Montană. Păi chiar dacă licența era dată pe aur și pe argint, exact, da? Metalele rare, deci valoarea pe tonă pe care o putea extrage din metalele rare era de 30.000 de dolari pe tonă, în timp ce aurul și argintul pe care o puteai valorifica era cam de 100 de dolari. Da? Ați văzut? Așa, aveți dreptate că tocmai că discuția se duce într-o zonă dintre asta foarte urechistă, iertați-mi, nu e un termen foarte elegant, dar din păcate și exact astfel de aspecte sunt ignorate. Da. Avem salromul, da, care se pare că are niște zăcăminte abandonate de grafen. Grafen care, iarăși, este un material al viitorului care poate să vină cu niște lucruri revoluționare, inclusiv în zona asta de tranziție verde, da, lucruri mai prietenoase cu mediul. Nu știm. Știm că în vara anului trecut salromul a lansat o licitație prin care căuta consultant care să îl ajute să realizeze ce are, cât de economic sunt rezervele, zăcămintele, dar nu am văzut rezultatele studiului prezentate public, nu știm dacă s-a finalizat studiul, adică lucrurile astea există, inclusiv în România există un potențial, dar nu știm, adică nu avem o hartă a potențialului acesta de metale rare în România, deși ele la noi există, culmea. Da, deci e o problemă foarte spinoasă pe care ați ridicat-o și sigur că nu... În încercarea de a scăpa de o dependență, putem să creăm o altă dependență. Și asta e o problemă reală. Și atunci, cred că strategia cea mai înțeleaptă pentru noi este să ne valorificăm cât mai bine oportunitățile pe care le avem. Avem un gaz natural pe care îl putem exploata în Marea Neagră? Să o facem. Da? Pentru că chiar putem să nu mai avem nevoie de importuri din Rusia. Da? Putea să fie statul român acționar într-un terminal de import gaze naturale din Grecia. S-a retras. Putea să fie proprietar, da? Și coacționar. Deci, despre asta vorbesc. Eu cred că în cazul României, problema noastră actuală și dependența noastră ține de un rezultat și adică sunt consecințele unor erori de decizii politice. Da? Și a unor politici energetice care sunt în răspăr uneori cu evoluțiile din jurul nostru, da? Deci, de pildă, ținem la cărbune și în continuare există voci care consideră că noi ar trebui să păstrăm cărbunele, deși e clar că politica Uniunii Europene este de renunțare, de îndepărtare de cărbune, dar ani de zile România s-a opus și s-a tot chinuit și a prefăcut și a rescris strategii energetice în care tot unii veneau și scoteau cărbunele, adică îl diminuau, după care veneau alții și îl puneau la loc. Cărbunele este important, nu ne ținem de el cu dinții până în ultima clipă. Adică ține și de o neînțelegere și a politicii blocului din care faci parte. Da? Și asta se vede, adică e o sincopă. Da? E
Pentru că dacă am înțelege, ne-am sincronizat cu politica aceasta europeană, da? Adică am îmbrățișat, dar dacă noi singuri am acționat cu frâna trasă, practic. Da? Adică am îmbrățișat asta, energia verde, dar dacă ne uităm pe cifre, nu s-au mai instalat megawați pe capacitate verde din 2015-2016 încoace. Da? Nu aveam, adică s-a întâmplat ceva, adică s-a umblat atât de mult la legea respectivă de promovare a energiei verzi cu certificate verzi, că în ultimii 6-7 ani n-am mai avut capacități noi instalate. Da? Nu știu mulțumesc. Dacă am domnul Lăzescu un răspuns la întrebare, mai bun la întrebarea foarte bine. E foarte bine, eu încerc, am mai adus și cu alte ocazii acest element în discuție, care e aproape absent, din păcate e absent inclusiv din strategia, cum ați spus foarte bine, e o lipsă de înțelegere și de, nici nu știu, neputință strategică din perspectiva asta, un mod din asta extrem de îngust de a pune problema. Și mă mulțumesc că ați punctat lucrul acesta. Aș vrea să mă întorc și la intervenția lui Ștefan, care a generat și ea o întrebare foarte interesantă. Este întrebarea unui student din diaspora. Avem și studenții din afara României care ne urmăresc și le mulțumesc. Întrebarea este următoarea. Având în vedere că această criză din Ucraina a relevat carențele în dezvoltarea unei identități strategice a Uniunii Europene, care considerați că este impactul acestei crize asupra gradului de dependență militar-strategică a statelor europene de Statele Unite ca pilon central al NATO? Este întrebare care aparține lui Sebastian. O întrebare interesantă pentru că în anumite state, în statele din Est, această chestiune nu se pune, pentru că statele din Est, de pe flancul estic, doresc o implicare tot mai mare a Statelor Unite în securitatea europeană. Pentru noi a fost o panică în momentul în care președinția, nu chiar panică, dar în orice caz, a produs anumite îngrijorări în momentul în care președinția, administrația Obama a vorbit despre pivotul asiatic și importanța, prioritatea strategică acordată spațiului Asia-Pacific, care apoi a devenit Indo-Pacific. În momentul în care Statele Unite au dat semne de revenire în Europa, acest lucru ne-a asigurat. Alte semne de îngrijorare au fost în ce-i privește pe estici, adică pe noi, și posibila intrare în coliziune a intereselor NATO cu cele securitare în cazul în care un nucleu dur din Uniunea Europeană în vest, în special centrat pe cuplul franco-german, ar fi devenit un pilon european cu o consistență strategică și cu ambiții globale. Am asistat chiar la anumite discuții în spațiu instituțional, nu le menționez, în care se spunea ce vom face în condițiile acelea. Pentru că, pe de o parte, depindeam de angajamentul american al Statelor Unite, dar pe de altă parte resursele financiare necesare modernizării României veneau din vestul Europei. Eu cred că trebuie să privim totuși cu luciditate ceea ce se întâmplă în criza din Ucraina, pentru că, vedeți, până la urmă, sigur, acum este o ruptură profundă, Europa va face pași importanți pentru a corecta anumite dependențe și a se detașa efectiv de Federația Rusă, vedem că au loc și măsuri la nivel societal, adică sancțiunile pentru prima dată, sancțiunile putem spune fac parte acum, sunt militarizate, weaponized, aș putea să spun. Se vede termenul englez că este mult mai cuprinzător decât cel românesc. Rusia însă se orientează spre spațiul asiatic și emisfera sudică și China, dar nu numai China. Dar trebuie să ne uităm, eu sunt la bază istoric. Vedeți, când spațiul european a mai fost impresionat de ce au făcut rușii, de ce s-a întâmplat în Rusia. În 1917, triumful bolșevismului i-a panicat pe europeni.
chiar în țările unde erau mișcări de stânga foarte mari, cum era Franța. După ce bolșevicii au preluat puterea la sfârșitul lui 1917, a mai avut un eveniment care a impresionat pe europeni foarte mult, asasinarea țarului Nicolae al II-lea împreună cu familia, cu copiii, cu soția. Apoi un alt eveniment, guvernul bolșevic n-a mai recunoscut datoriile, și era vorba de miliarde, toate datoriile contractate de Imperiul Țarist din 1816, 15-16, în special pe piața franceză, dar și pe cea britanică, până în 1914 nu le-au mai recunoscut. Dacă mergeți și acum în Paris, anticarii sunt de-a lungul Senei, veți putea cumpăra bonuri de tezauri ale tezaurului țarist ca suveniruri. Și sunt originale. A creat un adevărat cutremur. Când s-au normalizat relațiile? Când a intervenit o anumită reevaluare, uitare, pentru că există și acest lucru, în 1934. Atunci, dacă ne referim la România, atunci s-a construit și ambasada actuală pe care o vedeți pe Kiselev, care a fost construită de un arhitect român cu vederi de stânga, și Rusia a reintrat pentru că fusese izolată. Gândiți-vă la politica franceză foarte ambițioasă, sprijinită și de Marea Britanie, dar britanicii erau mai ales înspre Finlanda, spațiul Baltic, de cordon sanitar. Cordonul sanitar, care era funcția principală? Să izolăm Rusia pentru a apăra Europa de pericolul bolșevic. Asta era funcția principală a cordonului sanitar. Mai trebuie spus următorul lucru și mă leg de cele spuse de Gina, pentru că se leagă de Gina Gușilov. Vedeți că există o competiție și pentru statele din emisfera sudică. Colegul de mai devreme a vorbit de importurile rusești. Noi trebuie să privim mult mai larg această problemă. Rusia făcea parte din top 3 parteneri comerciali ai Uniunii Europene. În ce privește Germania, era în primii 5 parteneri comerciali ai Germaniei. Produsul intern brut al Germaniei, pentru că structura economică a statelor europene trebuie să o privim, 40% din imensul PIB, care acum a depășit cred că 4.000 de miliarde de dolari, se realizează prin exporturi. Trebuie să găsești anumite piețe de substituție. Asta este fără îndoială. Deci emisfera sudică intră și ea în competiție. Iar în ce privește... și mai vreau să mai adaug un lucru, dacă îmi permiteți. Gina a vorbit de zăcămintele din Marea Neagră. Păi stați puțin că din 2004 s-a descoperit onshore la Caragele, în județul Buzău, un zăcământ între 84 și 100 și ceva, unii vorbesc chiar de 200 de miliarde de metri cub, care ar putea asigura României consumul pe 10 ani. Din 2004, deci pe pământ, proprietatea companiei de stat, Romgaz, nu s-a făcut nimic. Acum am citit în presă că la anul va fi pus în exploatare. Încă un aspect, închid această paranteză. Este clar că eu cred foarte mult în tradiții și vedeți faptul că Germania are excedente, Germania își permite să dea 100 de miliarde în plus față de ridicarea plafonului alocat apărării pentru modernizarea forțelor armate. Eu cred Europa este totuși un spațiu al echilibrelor de putere. Trebuie să ne întrebăm totuși în ce măsură țări care au anumite ambiții, cum este Franța, Italia chiar, o țară care reușise sub guvernul Draghi să demareze după ce 10 ani economia italiană a stagnat. Dar Italia a început să simte tot mai mult dezechilibru față de Germania și atunci ce s-a întâmplat? În noiembrie, pe 26 anul trecut, a fost semnat tratatul de la Quirinale, este sediul președinției italiene, care reproduce acordul franco-german semnat în 63 de generalul de Gaulle și de Adenauer și modernizat, revizuit în 2019 de către Angela Merkel și de Emmanuel Macron, tocmai cu această funcție de a echilibra Germania și din punct de vedere
industrial, bineînțeles, dar și ca influență politică în afacerile europene. Deci trebuie să ne gândim în ce măsură această creștere a Germaniei, emanciparea, am putea spune, și din punct de vedere al va deveni o forță militară convențională de prim rang în Europa, în ce măsură va bulversa anumite echilibre strategice, pentru că și trebuie să ne mai gândim, nu toate statele niciodată nu o să gândească la fel, tot cei 27 de state, cele 27 de state, toate vor avea anumite interese, pentru că Gina vorbea de pildă de chestiunea energetică. Marocul, să știți că devine noua Europa de Est, din punct de vedere energetic. Au semnat acorduri foarte ambițioase pe hidrogen, au accesat 2 miliarde de dolari din Germania pentru producerea de hidrogen și pe care doresc să-l ducă și în Spania și în Portugalia. Deci automat în momentul în care creezi un flux economic, încep să te intereseze inclusiv din punct de vedere strategic acel spațiu, să devii mai sensibil la el. Și apoi parteneriatele economice, după mine, am și scris-o, încep să țină locul tratatelor politice. Vedeți, alianța bateriilor, alianța hidrogenului. Toate aceste parteneriate industriale vor necesita o guvernanță economică. Această guvernanță economică va crea și anumite sinergii politice în interiorul Uniunii Europene. Eu nu spun că așa se va întâmpla, dar cred că este important să căutăm, să reflectăm cum aceste sinergii, pentru că resursele necesare transformării Europei nu ajung. Sunt foarte, vedeți, statele au deficite foarte mari și atunci trebuie să pună la comun resursele, să se asocieze în proiecte, așa cum, iată, au generat Airbus sau Ariane în industria spațială. Deci Europa are anumite capacități. Deci rămâne de văzut și ce consecințe la nivel politic vor fi. Pentru că vor fi aceste consecințe politice. Și desigur, poziționarea față de China, care nu va fi la fel pentru toate țările europene. Da. Să revenim la aspectele astea, probabil în cuvântul de încheiere, pentru că aș vrea, mai avem doi invitați surpriză, i-am pregătit pentru a pune sub probleme suplimentare. Cred că Gina voia să spună ceva, să completeze. Ne întoarcem, da. la ea ulterior. Oricum, ea are și o întrebare în chat pe care poate de la Gabriel Crețu. Dar înainte de ultima rundă, aș vrea să mă întorc la două componente. Competiția pentru Marea Neagră și competiția pentru zona arctică. Ambele sunt esențiale pentru spațiul european de securitate. Și aș vrea să-l invit pe George Vișan, care este în această seară cu noi. El este expert în securitatea Mării Negre, lucrează în Ministerul Afacerilor Externe și este consilier pentru Secretarul de Stat pentru Afaceri Strategice. Însă, el urmărește de mulți ani Marea Neagră, a scris pentru prestigioase think tank-uri precum Romania Energy Center, Jamestown Foundation sau WIWS în Londra. Îi mulțumim că este în această seară aici și aș vrea să-l întreb, se uită de mulți ani pe Marea Neagră, la fel discuția de după Crimea este aceea că Marea Neagră devine un lac rusesc. Aș vrea să-l întreb cum s-a schimbat balanța de putere de după anexarea Crimeei și ce opțiuni are NATO, ce trebuie să facă și ce poate să facă alianța, dar și statele riverane pentru ameliorarea balanței de putere în Marea Neagră, operând, desigur, în cadrul juridic consacrat acela al Convenției de la Montreal. Desigur, dacă are alt element de introdus, este liber să o facă. Dar asta mi s-a părut interesant. Bună seara, bine v-am găsit. Mă bucur că sunt invitat în această seară la GDS să discut aceste chestiuni. Mă bucur de asemenea să revăd o bună parte din echipa care acum 6 ani am scris o serie de rapoarte pentru NATO, care au avut un succes și un impact, spun eu, considerabil asupra modului în care NATO privește acum securitatea Mării Negre. Aș vrea totuși să fac un mic disclaimer. Ceea ce voi spune eu acum nu angajează niciun fel România, chiar și din
și mai ales din prisma funcției pe care ocupa acum în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Deci, în niciun caz să nu considerați această opinie personală. Pe care... Exact. Nu reprezintă niciun fel politica oficială a statului român. Legat de prima parte a întrebării, dacă stăm să ne uităm, din 2014 până spre 23 februarie 2022, a spune că da, toată lumea considera Marea Neagră ca fiind în momentul de față un lac rusesc sau, dacă nu ne place această, expresie, echilibrul de putere militară în Marea, Neagră se mutase în tabăra rusă. Dar, după 24 ianuarie, mi-e teamă că acest echilibru este disputat. Avem de-a face cu o contestare, sau pur și simplu, n-aș spune neapărat o contestare, cât o reconsiderare a ceea ce o serie întreagă de analiști în ultimii 8 ani au scris despre această regiune și ceea ce se întâmplă de fapt și ceea ce până la urmă reflectă și unele capcane ale analizei strategice. Pe de o parte, ești tentat să extrapolezi anumite tendințe care se par relevante la un moment dat și insiști pe anumite nișe sau anumite avantaje competitive și pe de altă parte risc să pierzi un pic din practic să nu mai vezi pădurea de copaci. Acest lucru s-a văzut și în cazul Federației Ruse și ceea ce s-a întâmplat după 2014. Pe de o parte avem într-adevăr o creștere exponențială și rapidă a puterii rusești în Marea Neagră, dar pe de altă parte această creștere nu a fost îndeajuns, pentru că dacă era îndeajuns, acum vorbeam în alt termen. Iar faptul că Ucraina rezistă de aproximativ 2 luni unui asalt militar susținut în toate domeniile, de la cel aerian până la cel maritim, iată că dovedește faptul că Rusia ar fi trebuit să mai aștepte și poate ar fi câștigat mai mult dacă ar fi mizat pe negocieri și pe imaginea aceasta de putere regională și poate o revenire la statutul de mare putere și ar fi câștigat partida cu Ucraina și cu NATO la masa verde, cum se spune. Iată că lucrul acesta e contrazis de fapte și faptele sunt foarte importante, sunt fapte de pe câmpul de luptă. Iar ce s-a întâmplat săptămâna trecută, când cea mai mare navă din Marea Neagră, cea mai mare navă militară din Marea Neagră a fost scufundată de către un sistem de apărare de coastă pe care mulți analiști îl dădeau ca fiind neoperațional, este ceva ce ține de surpriza războiului, de ceea ce von Clausewitz numea fricțiune și după fricțiune de ceața războiului. Iată că a existat și acest element de neprevăzut. Iar o parte a acestui element de neprevăzut a fost pe de o parte o incompetență militară rusă, iar pe de altă parte inventivitatea militară ucraineană. Lucrurile acestea nu fac decât să repună în dispută spațiul Mării Negre, atât din punct de vedere militar, cât și din punct de vedere geopolitic. Iar legat de cum ar putea NATO să contrabalanceze Rusia în acest moment și în același timp să respecte condițiile Convenției de la Montreux din 1936, aici răspunsul ține foarte mult de cooperare regională și în același timp de
o schimbare de optică în rândul, statelor membre NATO care sunt riverane Mării Negre, la care se adaugă și o serie întreagă de state NATO care au devenit interesate sau sunt de mult timp interesate de regiunea Mării Negre. Știm foarte bine că Statele Unite sunt interesate cel puțin din 2005-2006 de regiunea Mării Negre, iar mai nou văd Franța, care de asemenea cred că și-a arătat interesul față de această regiune și de asemenea, la aproape 100 de ani, trebuie să remarc că avem la mai bine de 100 de ani, iar avem o prezență militară franceză pe teritoriul românesc o prezență militară care este relativ consistentă. Deci, pe de o parte avem nevoie de mai mult NATO la Marea Neagră, iar pe de altă parte avem nevoie de cooperare NATO în Marea Neagră. Mulțumesc, George. Cu mențiunea că avem o prezență importantă francofonă, e franco-belgiană, inclusiv Belgia, exact, nu? E parte din grupul de luptă desfășurat. Să nu uităm și pe aliații noștri portughezi, care tocmai din celălalt flanc al alianței au venit Europa aici veche începe să fie tot mai prezentă și în regiunea Mării Negre. Aș muta un pic discuția în zona arctică. De ce? Pentru că este un subiect care ține de ce se discută și vedem și în aceste zile legat de Suedia, de Finlanda, care vor să intre în să adere la NATO, să intre sub umbrela de securitate a alianței. Zona arctică e iarăși un spațiu al competiției strategice. Federația Rusă, știm că este destul de prezent acolo, contestă acel spațiu. De ce cred că este un subiect relevant? Aderarea Suediei și a Finlandei la Consiliul Arctic, la NATO, ar transforma balanța de putere din Consiliul Arctic. Din 8 state membre ale Consiliului, 7 ar fi în momentul respectiv parte din Alianța Euroatlantică. Ori acel front de obicei nu este foarte prezent în discuțiile de pe scena publică românească. În Marea Neagră privim lucrurile regional și destul de parohial, dar sunt alte spații extrem de importante unde competiția strategică are mize foarte, foarte mari. Pentru acest punct, cât mai succint și rapid, o invit pe Ionela Ciolan. Este un researcher la un important think tank din Bruxelles, European Policy Center. A lucrat și cu SIPA din Washington, are un doctorat în parteneriatul estic, a studiat și în Estonia și Italia și ca și Eugenia Gușilov este un former Fulbright student and scholar la Berkeley în cazul ei și de curând a publicat pentru EPC, European Policy Center la Bruxelles, un policy brief concentrat și dedicat competiției pentru zona arctică din perspectiva Uniunii Europene. O invit cât se poate de repede. Bună seara, mulțumesc foarte mult, Octavian, pentru invitație. O să fiu foarte succintă pentru că o să vă pun și în chat link-ul pentru materialul pe care eu l-am publicat pentru EPC aici în Bruxelles. Pe scurt, Arctic până în acest moment era considerat un pol al păcii care se transformă practic într-un pol al instabilității și vorbea foarte mult în deceniile trecute de excepționalismul zonei arctice în ideea că orice situație geopolitică sau conflictuală între marile puteri nu afecta Arcticul. Însă războiul din Ucraina practic a terminat și această situație, pentru că la momentul actual,
zona de geopolitică sau lupta între marile puteri a revenit și în zona arctică. Și este important faptul că nu doar Rusia este unul dintre actorii mari interesați de Arctic, ci și China. China din 2018 și-a manifestat dorința de a deveni un stat, o mare putere în zona arctică până în 2030 și din 2018 ei și-au intitulat acest statut de stat în apropiere arctică, Near Arctic State. China nu este la Arctic, nici India nu este la Arctic, dar asta nu i-a împiedicat ca acum o lună să își declare propria lor strategie vizând Arcticul. Și cum văd ei articol. Și o să vedem din ce în ce mai multe state interesate de zona arctică. De ce? Ne punem întrebarea din mai multe considerente. Din punct de vedere al schimbărilor climatice, zona arctică este unul dintre cel mai importanți piloni și ai efectelor negative ale schimbărilor climatice. Pe de o parte, pentru că în zona arctică schimbările climatice se observă de 3 ori mai mult decât în orice altă zonă din lume, și datorită faptului că Arcticul a reprezentat până acum al doilea, practic, cel mai important loc care captează emisiile de carbon după pădurile din Amazon și reprezintă practic și frigiderul global prin faptul că regulează temperaturile globale. Lucrul acesta se schimbă pentru că cu cât dispare mai multă gheață, cu cât apar diverse probleme din perspectiva securității climatice. Dar aș vrea să vorbesc un pic și despre oportunitățile care apar datorită schimbărilor climatice. Pe de o parte, există și faptul că gheața dispare lasă loc și la anumite resurse care nu au fost exploatate până acum pentru că nu s-a putut. Și aici vorbim de faptul că în teritoriul arctic avem 13% din petrolul neexploatat al lumii și 30% din gazele neexploatate ale lumii. Pe lângă aceasta vorbim de resurse materiale, pe lângă pește, vorbeam mai devreme și de resursele minerale. Nichel, paladium, platină și acele elemente rare care sunt vitale pentru dezvoltările tehnologice, care se găsesc în zona arctică. Și practic o să fie o competiție din ce în ce mai mare între marile puteri și pentru a capta și a se asigura că respectivele resurse sunt exploatate de către ei. Și apoi este vorba și de celălalt mare element, cursă a folosirii articolului ca rute comerciale și a scurta practic cu 40% ruta de transport din China către Europa, ceea ce înseamnă în termeni practici profit de miliarde de dolari. Cu toate acestea vin și competiția geoeconomică și geopolitică. De aceea și China este interesată de zonă. O mare parte a coastei arctice este deținută de către Rusia. În ultimii ani am observat că Rusia și-a întărit din ce în ce mai mult și bazele militare din zona arctică, revenind practic la o postură a războiului rece, cu marele obiectiv de a se asigura că phased out, blochează înaintarea NATO sau blochează orice manifestare a NATO în regiune. Până la acest punct, NATO nu are o strategie la Arctic și și-a lăsat cele 5 state membre să-și se ocupe de propriile lor strategii. Uniunea Europeană nu are o strategie la NATO în ceea ce privește securitatea în Arctică, în zona arctică, are o strategie la Arctic doar din perspectiva climatică, strategie adoptată în octombrie. Și nu mai călca pe asta.
Vedem că de anul trecut, odată cu această strategie și în special acum cu busola strategică, Uniunea Europeană încearcă cumva să-și găsească și vocea sa geopolitică în Arctic, pentru că dacă Suedia și Finlanda vor fi acceptate în NATO, practic și Uniunea Europeană și în condițiile în care ele vor decide să nu acceadă la NATO și în cealaltă situație, Uniunea Europeană va trebui să joace actorul de poziția de actor provider de securitate pentru aceste state. Și chiar și în cazul în care accede la NATO, pentru că vorbim de foarte multe probleme de securitate pe care NATO nu le poate gestiona de unul singur, vor trebui să coopereze împreună atât Uniunea Europeană cât și NATO. Și aici vorbim foarte mult și de partea de securitate umană, de securitate climatică, de securitate hibridă, pe lângă securitatea clasică. Deci, practic, ce vreau să reținem din această intervenție și o să vă las linkul prezentării materialului scris de mine, este faptul că vom vedea pe viitor că Arcticul va deveni din ce în ce mai important în strategiile NATO și Uniunii Europene. Deja secretarul general al NATO a vorbit despre new normal în Arctic, adică o nouă situație în Arctic care va fi caracterizată mai mult de instabilitate, lupta între marile puteri, competiție, mai puțină cooperare și probabil și o luptă pentru resursele din zona respectivă. Și în acest scop, un exemplu este și faptul că exercițiul NATO 2020 Cold Response a fost practic și cel mai mare exercițiu militar după terminarea războiului rece desfășurat de către NATO în regiune. Și observăm practic că se ajungem la acea dilemă a securității în care atât NATO cât și Rusia își intensifică exercițiile lor militare și prezența în regiune, crește și percepția negativă despre pericolul impus de către celălalt și este important de menționat că nu există la momentul actual niciun framework, niciun mecanism de cooperare militară și de apărare, de dialog între Rusia și NATO, cele două mecanisme care existau în Consiliul NATO-Rusia sunt stopate sau s-au desfășurat fără Rusia din 2014 încoace. Deci lucrul ăsta crește și mai mult incertitudinea în regiune. Și eu în materialul meu am propus și patru modalități, patru politici publice, cum Uniunea Europeană ar putea să-și practic pună în practică această voce geopolitică, ambiție geopolitică pe care și-a găsit-o față de Arctic. Și m-am gândit aici de a construi o strategie privind securitatea la zona arctică, pentru că Uniunea Europeană nu are această strategie și are nevoie de una în acest fel, să coopereze mai mult cu NATO în zona arctică, culme, ambele organizații și au sediul în Bruxelles, dar au început să coopereze mai mult doar din 2014, odată cu anexarea Crimeei și încă există multe zone în care se poate lucra mai mult între cele două organizații, fiindcă Consiliul Arctic este la momentul acesta blocat datorită faptului că Rusia deține președinția Consiliului și este destul de dificil cum vor lucra statele arctice, cele șapte state arctice vestice cu Rusia, pentru că încrederea între ele este foarte scăzută. Eu am propus ideea să se creeze un practic un Arctic 7 plus Uniunea Europeană, un framework de dialog, în special pe schimbările climatice, pentru că acestea nu așteaptă ca să se găsească un consens politic. Pe lângă
criza din Ucraina, există multe alte crize care se desfășoară la momentul acesta în lume și Uniunea Europeană trebuie să învețe să răspundă la toate aceste multicrize în același timp și cu aceeași ardoare. Doar astfel vom putea vorbi despre Uniunea Europeană ca un actor global puternic. Ultima recomandare a mea este să se creeze un mecanism în cadrul ONU privind Arctic, pentru că vedem foarte multe state care nu sunt în zona arctică interesate de zona arctică și își manifestă interesul lor față de Arctic, în ceea ce privește diverse exploatări duale, nu doar din perspectiva climatică, dar și în perspectiva militară și cum să folosească diverse tehnologii pe care să le apoi experimenteze în zona arctică. Aceasta ar fi pe scurt prezentarea mea. Nu o să mai vă rețin, o să vă las în chat materialul. Perfect. Și vă mulțumim. Stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumim, Ionela. Dacă printre studenți mai sunt întrebări, comentarii, propriile gânduri, până la urmă nu trebuie să ne adresați doar întrebări, ci propriile reflexii și gânduri, le-am ascultat cu plăcere dacă am reușit să vă stimulăm. Dacă nu, m-aș întoarce la vorbitorii principali, la Ștefan și la Eugenia, în cazul în care au câteva remarci concluzive. Cine începe, eu sau Ștefan? Gina, normal. Da, eu aș vrea să ofer un răspuns persoanei care a lăsat întrebarea în chat cu privire la de ce nu poate o companie românească să vină să extragă gazele din Marea Neagră. Și m-aș lega și de ce a spus Ștefan. A spus foarte bine, într-adevăr, există o descoperire la Caragele, onshore. Da? La fel de importantă și chiar, adică la fel de mare rezervă ca și tot ce există în Marea Neagră. Acum, lucrul ăsta a creat la nivelul administrației, să spunem, celor decidenților implicați în gestiunea resurselor minerale, o prioritizare, în sensul în care au spus, ok, atât timp cât avem aceste zăcăminte onshore, da? Parcă ar fi, adică ar trebui să le prioritizăm pe acestea și offshore-ul mai încolo. De ce? Pentru că onshore-ul înseamnă costuri de producție mai mici față de offshore. Da? Strict la întrebarea cu privire de ce n-ar putea o companie românească. Păi este o companie românească. Da? Romgazul este o companie românească care deține Caragele. Da? Dar n-ar trebui, cu toate astea, n-ar trebui să ne fie frică de prezența unor companii străine în sectorul nostru de upstream, adică de explorare și producție gaze naturale. Faptul că avem prezente companii străine nu este un lucru rău, dimpotrivă, poate fi un lucru benefic, da? Iar revenind la companie românească, păi Romgazul tocmai este în proces de preluare a participației pe care o deținea și o deține Exxonul, da? În acel perimetru Neptune Deep, unde s-a făcut descoperirea în 2012. Deci iată, suntem în plin proces de transfer al cotei, da? De la o companie străină, Exxon, către o companie românească, Romgaz. E bine lucrul acesta sau e rău? Păi, dacă ținem morțiși ca exploatarea să fie făcută de o companie românească, e bine. Dar dacă dacă te uiți la companie și la ce știi, adică la track record-ul companiei, Romgaz, trebuie spus, este o companie care are experiență de 100 și ceva de ani în exploatare onshore. Adică Romgaz n-a făcut niciodată în viața lui până în acest moment exploatare în larg. Adică prin apă, da. Nu știe să facă așa ceva. Da? Pentru prima dată a intrat în consorțiu în care operatorul era Lukoil la celelalte două perimetre, da? Concesionate Mare Neagră, Lira și unde a fost descoperirea Lira, în Trident, da? Rapsodie și Trident erau perimetrele și descoperirea de la blocul Lira 10, cred. Deci Romgazul tocmai avea oportunitate bună să învețe să facă lucrul ăsta. Acum va fi aruncat direct, da, în pâine și va trebui să învețe foarte repede ceva care nu se învață foarte repede. Deci din punctul ăsta de vedere, dacă mă întrebați pe mine, din punctul de vedere al cât de rapid ar fi putut să fie demarată exploatarea Marea Neagră, șansele erau mai mari că o companie străină
cum era Exxon, care are expertiză în domeniul ăsta serioasă, solidă, obținută, da, și demonstrată de zeci de ani. Da? Romgazul va trebui să învețe asta. Nici Petromul, nu avea așa expertiză. Deci tocmai pentru că Petromul nu avea experiență pe partea asta și expertiză, și-a ales un partener, da, cum era Exxonul, care știa să facă lucrul ăsta. Da? Acum, dacă este o companie românească sau străină care exploatează aceste rezerve, nu contează atâta timp cât statul primește, să spun, veniturile cuvenite în urma taxării, da? Adică conform legislației ce îi se datorează sub formă de taxe, redevențe și alte. Da? Deci eu nu cred că problema este neapărat să fie o companie românească. Eu aș spune să fie o companie capabilă să facă lucrul ăsta și să știe să-l facă, să-l facă bine și să plătească o redevență sau o taxă pe profituri excepționale corectă, da, statului român pentru această resursă pe care o exploatează, respectiv o vinde. Și într-adevăr, ca să punctez și cu asta închei, în succesul nostru al României, în succesul nostru ca țară de a valorifica resursele pe care le avem, nu ne afectează doar pe noi. Da? Păi puteam să asigurăm din rezervele din Marea Neagră, vorbeam la un moment dat despre că ar fi putut să asigure 6 miliarde de metri cub în plus pe piața românească. Pe asta e mai mult de jumătate din câte, dacă noi aveam o piață de 11, da? Haideți cu indulgență, zicem, dacă consumăm 12 miliarde de metri cub, de jumătate din consumul anual timp de vreun deceniu, da? chiar mai mult. Din potrivă, puteam să asigurăm securitatea energetică, aprovizionarea cu gaz a Republicii Moldova, integral. Moldova consumă 1,5 miliarde pe an. E o piață micuță. Bulgaria e o altă piață mică, de 3 miliarde. Puteam să vindem 1 miliard Bulgariei. Contribuiam la securitatea energetică și a Bulgariei. Puteam să vindem și în Ucraina. Ajutam și ucrainienii, da, să-și diversifice sursele. Și nu, gazul ăsta nu le era oferit gratuit. Nu, contra cost, la prețul pieței. Da? Adică să încasau tot ce trebuia să încaseze statul român pe exploatare. Deci, în succesul ăsta ne costă și nu doar pe noi, da? Dar trage în jos tot ce înseamnă și ce ar fi putut să fie o securitate energetică regională mult peste ceea ce avem astăzi. Da? Dar timpul încă nu-i pierdut și eu cred că, din potrivă, toată criza asta oferă oportunitate de a face ce trebuie, măcar în al 12-lea ceas, da? De a demara această producție. Da? Bine, poți să vii și să spui, nu vrem să exploatăm gazele din Marea Neagră, vrem să prioritizăm Caragele. Bun, dar atunci haideți să existe o discuție publică, să avem, vrem să poate să facem, să extragem din Caragele și rezervele din Marea Neagră să le punem în conservare. Avem o strategie de conservare a rezervelor, a resurselor minerale, să știm că poate gazele din Marea Neagră nu în următorii 5 ani, peste 10 ani. Da? Nu avem o asemenea strategie, adică nu există abordarea asta, nu există viziunea asta la nivelul decidentului politic, da? Și al celor care fac legile. Păcat. Ștefan, mai este o întrebare în chat despre discuția care există în spațiul internațional, spațiul public internațional, despre începerea unui al treilea război mondial, teama asta permanentă. În ce măsură este o astfel de frică pertinentă? Și ne apropiem aproape de, da. De voi fi foarte scurt. Okay. Da, voi fi foarte scurt. Nu cred că există pericolul celui de-al treilea război mondial, pentru că armamentele strategice avem împiedică acest lucru, adică armamentul nuclear. Suntem într-o paradigmă din acest punct de vedere de război rece. Întotdeauna faptul că unul dintre actorii implicați în conflict este o putere nucleară, împiedică intrarea în război direct, în confruntare directă cu acesta, respectiv cu Federația Rusă, a Statelor Unite ale Americii și a țărilor occidentale, a NATO, care este și ea o alianță nucleară. Dar, în același timp, și am scris, o să apară în curând într-o revistă de specialitate, un studiu, avem de a face cu un conflict, cu un război mondializat. În sensul că acesta are ramificații atât în ce privește, din punct de vedere militar, politic, diplomatic, vedem că sunt mai mulți actori implicați în acest conflict din Ucraina și, bineînțeles, prin implicațiile economice la nivel global, prin faptul că suntem într-un conflict mondializat și un conflict de a treia generație, pentru că vedem că această competiție se dă pe terenul informațional,
pe terenul tehnologiilor, și din punct de vedere ideologic, pentru că nu avem de-a face numai cu, trebuie să scoatem comunismul, nu mai suntem în paradigma aceea est-vest din perioada războiului rece, dar suntem totuși într-o paradigmă ideologică în momentul când Vladimir Putin spune că nu accept ca motivație a intervenției militare în Ucraina ca Ucraina să devină un stat ostil Rusiei. Era vorba nu numai de un stat ostil pentru că ar fi integrat Uniunea Europeană și s-ar fi desprins economic de Federația Rusă sau ar fi integrat NATO, o alianță strategică aflată în competiție cu Federația Rusă, dar este vorba și de o plasarea Ucrainei, pericolul din punctul de vedere al Rusiei, în zona democrațiilor, ceea ce ar fi afectat, bineînțeles, ar fi intrat în competiție cu regimul autocratic al Rusiei. Mai ne uităm la faptul că susținerea Chinei merge mai departe de interesele strategice chineze, care se află în competiție nu cu Statele Unite ale Americii și cu Occidentul, dar este și o competiție ideologică într-un stat autocrat și și democrații. Iar și, bineînțeles, ne aflăm, este vorba și de un conflict care aduce puțin, are o notă de conflict civilizațional, așa cum spunea Huntington, pentru că vedeți ce ne mai arată acest conflict, faptul că statele care s-au abținut la faimoasa adunare generală, ședință, reuniune extraordinară a adunării generale ONU și cele care nu s-au conformat Occidentului în adoptarea de sancțiuni, reprezintă și o formă de contestare a dominației sau occidentale în sistemul internațional. Chiar și Turcia, care se poziționează ca platformă de negociere, se află în această paradigmă de contestare a Occidentului, sau Mexicul, care se află în umbra Statelor Unite ale Americii, președintele Obrador, sigur că este de stânga, dar există și o anumită frustrare și s-a instrumentat poziția, faptul că a spus clar că nu va adopta sancțiuni împotriva Federației Ruse, este și o formă de protest față de această umbră strategică americană care planează asupra Mexicului. Deci suntem într-un conflict mondializat, nu există pericolul unui conflict mondial, unui război mondial, al treilea război mondial, dar desigur rămâne întrebarea ce este războiul, pentru că și războiul s-a schimbat, este un război total, iar în care frontiera între civil și militar devine tot mai subțire. Da. La ce ai spus, și Ștefan, aș completa cu exemplul Indiei, care cumva a votat exact, a adoptat poziționările Chinei în acest caz, în relația cu lumea occidentală și Rusia. Pe de altă parte, India este pilonul fundamental, central al quartetului, nu? Este parte din coaliția de îndiguire a Chinei în Indo-Pacific. Deci face un joc și un balet strategic foarte interesant din această perspectivă. Probabil că aici e și o competiție strategică pentru hearts and minds în India. Dar India dorește, dacă îmi permiți, și să nu lase exclusivitatea Chinei în raporturile cu Rusia. Sigur. De asemenea, există temerea că Federația Rusă ar alimenta cu armament strategic Pakistanul și ar dezechilibra dezechilibra balanța care e favorabilă Indiei. Da. Da. Ultima întrebare, pentru că am depășit cu o jumătate de oră timpul alocat, ne cerem scuze, dar discuția a fost foarte interesantă, cu multe elemente și multe zone de interes strategic. Ultima întrebare este pentru Gina, tot pe energie, văd că ai generat o mulțime de întrebări pe domeniu. Cum a ajuns România de la a avea primul oraș iluminat cu ajutorul petrolului la a fi un stat ce este incapabil să-și exploateze resursele? Dureroasă întrebare. Și răspunsul nu poate fi unul simplu, pentru că ține de cum a evoluat România în ultimii 30 de ani, de tot ce înseamnă proces politic, proces economic,
de tot ce înseamnă, știu eu, cum arată zona de administrație publică în România, da? De selecția negativă pe care o vedeți, da, în tot ce înseamnă zona de stat, da, gestiune de stat, dar și cei care sunt împuterniciți de noi toți, de cetățenii, să decidă pentru noi toți, să ia aceste decizii care au importanță maximă și au repercusiuni care nu sunt de un an, doi, dar cu bătaie lungă. Deci e un cumul de factori care ne-a făcut să ajungem în punctul ăsta. Și nu e un singur vinovat. Sunt mulți. Deci o problemă de proastă guvernare, în esență. În primul rând, da. În primul rând. Pe această notă pozitivă aș încheia această dezbatere, nu înainte de a anunța că urmează a șasea cafenea, a șasea cafea civică din acest set de dezbateri sprijinit de Ambasada Statelor Unite și găzduit de Grupul pentru Dialog Social și Revista 22. Ultima întâlnire va fi moderată de domnul Alexandru Lăzescu și se va axa pe competiția dintre Occident și China. Îi invit pe cei care participă și au fost astăzi prezenți alături de noi să urmărească site-ul Revistei 22 și pagina de Facebook a Cafenelei Civice pentru a se înscrie și la ultima dezbatere. Și cu aceste gânduri îi dau ultimul cuvânt. Este pe 3 mai. Pe 3 mai. Mulțumesc pentru mențiune. Noi mulțumim. Domnul Cornea, dacă mai aveți ceva de... Vă mulțumesc, a fost foarte interesant. Am ascultat cu urechile lungite ca să prind tot. Aș fi avut și eu multe întrebări, dar am lăsat pe mai tinerii studenți da, să pună ei întrebări. Sperăm că ne-am lămurit totuși asupra unor chestiuni, cât se poate lămuri, pentru că ele sunt foarte complicate și, apropo de istorie, fiindcă domnul Ștefan Popescu spunea că e istoric, chiar e un moment acum când simți că istoria se întâmplă. În timp ce vorbești, se întâmplă istoria, se modifică lucrurile în câteva zile, în câteva luni, cum nu se întâmplă în ani. Mie mi-a amintit asta mai puțin de 11 septembrie, mi-a amintit de evenimente din 89 și 90. E adevărat, atunci urcam pe o pantă ascendentă, acum am impresia că mergem în jos, dar în fine, asta este altceva. Până la urmă, istoria merge și în sus și în jos. Bine. O ultimă precizare, parte din această dezbatere se va regăsi în paginile Revistei 22 în următorul, în numărul proxim, de, în primul număr de perfect. După această dezbatere. Perfect. Mulțumim. Bun. Și atunci ne revedem la ultima pe 3 mai. Pe 3 mai. La revedere. Bună seara.